bun venit la întâlnirea cu arta în educație. Bun venit la arta de a fi educator sau nu, de a ghici, afla păreri împărțite, pentru că așa sunt părerile împărțite, fiecare cu părerea lui, despre educație, despre cum putem fi educator, în sensul că putem sau nu putem să ne educăm copiii. Avem nevoie de școală specială sau știm să ne educăm copiii? Cum este să fim părinți sau cum este să fii un artist? Astăzi ne putem întâlni cu un artist. Un artist de muzică populară, care este și DJ, cântă, am înțeles, și alt fel de muzică, un alt gen de muzică. Astăzi vom vedea părerea domnului Ovidiu Hergelegiu. Să vedem câte lucruri putem afla astăzi despre educație și despre tot ceea ce se poate învăța calitatea de a fi artist. Bun venit, domnul Ovidiu Hergelegiu. Bună ziua și bine v-am regăsit, doamna Carmen. Mă bucur să mă aflu la dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Eu mă bucur foarte mult pentru că în momentul în care am artiști aici, sufletul de artist este un suflet sensibil și automat sensibilitatea aceasta marchează și copiii din familie, pentru că sunt mult mai iubiți. Părerea mea este că acei copii din familie se simt mult mai iubiți. Acum aș dori să ne spuneți pentru început o mică istorioară, o povestioară, ceva din copilăria dumneavoastră. Da, încep să mă prezint, poate o parte din lume mă cunoaște, o parte nu mă cunoaște. Mă numesc Ovidiu Hergelegiu, am 30 de ani imediat, în luna decembrie, voi împlini. Tânăr familist, să zic așa, căsătorit, o soție frumoasă, cu doi copii frumoși. Și ce pot să zic acum? Experiența mea nu e așa de vastă, să zic așa, cu copiii, pentru că sunt mici abia, au un an jumate, respectiv 3 ani, fată și băiat. O să încerc să răspund întrebărilor dumneavoastră în emisiune pe cât posibil. Deci am înțeles că faceți 30 de ani în decembrie. Da. Săgetător. Săgetător. Super. Și eu sunt săgetător. Săgetătorii sunt artiști. Da, nu pot să mă consider un artist, foarte înalt, dar pot să zic că fac ceea ce îmi place. Adică m-am ocupat cu muzica exact după ce am terminat liceul și dinainte de liceu. M-am ocupat cu muzica, cu mai mult cu, să zic așa, DJ. Solist vocal, da. Și da. DJ-ul am început după, cu DJ-ală și cu din astea, dar am încercat să ajung la un nivel pe cât să mulțumesc pe toată lumea și să fie mulțumită de serviciile. Singurul mulțumit trebuie să fiți dumneavoastră, pentru că trebuie să scoateți tot ce aveți în suflet. Un suflet de artist este extraordinar. Nu toată lumea poate să facă acest lucru. Și atunci, clar, este o mulțumire a sufletului dumneavoastră. Pentru că în momentul în care un om este mulțumit, arată la toată lumea cât de mulțumit este și mulțumește pe toată lumea. Deci nu trebuie foarte multă strădanie. Dar în copilărie ați avut susținere? Din partea părinților, a societății, da, a vecinilor? Cum să zic? Chestia cu muzica a început de la, practic să zic acum, actualii nași, da, nașii de cununie și nașa fetiței de botez. Cum să zic, ei mi-au descoperit harul. E vorba de nașii noștri, Boldeanu Vasile și Boldeanu Narcisa, care locuiesc în localitatea natală Cărăpcești, de județul Galați, cărora le mulțumesc pe această cale, dacă se vor uita la, bineînțeles, la emisiune.
ei au descoperit, practic, talentul meu. Da, cum? Pur și simplu ați cântat și v-au auzit? Sau? Exact. Eram undeva în clasa de când au venit ei, practic, în sat. El ca preot, că el este preot. Oh, foarte. Și soția dânsului, Nașa, fiind învățătoare, pe atunci directoare, chiar ei mi-au descoperit talentul. Și nu, am început să mă pună să cânt la școală. Chiar acum mi-aduc aminte, au fost primele, undeva în clasa a treia, a patra, ceva de genul, mi-aduc eu aminte. Da. Mi-aduc aminte că au fost primele piese cântate Așa e românul. Cântam la serbări, la ce mă puneau profesorii. Enigmaticii cu minci și Așa e română. Deci astea sunt piesele cu care eu practic am început a cânta. După care Nașa, doamna învățătoare, cum era pentru mine atunci, mi-a zis, te duci, începând de mâine, te duci la biserică și cânti în strană. Și de atunci am început să cânt, la biserică și așa practic mi-am descoperit talentul, harul vocal. Deci sunteți și credincios. Da, pot să zic că sunt credincios, am făcut și școală, am fost și la seminarul teologic din Galați, seminarul teologic Sfântul Apostol Andrei. Da. Și am făcut acolo, am absolvit 4 ani de liceu. Deci liceu teologic. Cum da, liceu teologic, pe profilul pe care l-am avut a fost pictura. Deci încă un lucru foarte important pentru artist. Da. Un artist întotdeauna nu are o singură ramură. Este foarte dezvoltat pe mai multe ramuri. Într-adevăr. Nu m-am reușit să mă țin prea mult după terminarea liceului de pictură, pentru că nu a fost chiar așa, să zic, atul meu să merg pe așa ceva. M-a încântat mai mult și m-a tras mai mult muzica și atunci am preferat să merg mai mult pe ramura asta. Dacă există calitate vocală, atunci clar că este mult mai ușor. Pictura este foarte, foarte mult lucru. În orice trebuie domeniu. Trebuie foarte mult timp. Pe când calitatea vocală iese foarte ușor. Și trebuie să faci exerciții, bineînțeles. Într-adevăr, mulți spunem poate că e ușor. În schimb, poate nu-i chiar așa ușor, că și în muzică sunt foarte multe tehnici, foarte mult de lucru, la fel ca și în pictură sau în alte domenii. Dar dacă faci din suflet și cum trebuie, atunci posibil să ajungi departe. Exact ce ziceam mai înainte, mulțumirea sufletului nostru și a artiștilor care sunt artiști și au în suflet, se vede. Se vede prin calitatea a ceea ce face, ceea ce pe ce ramură vrea să meargă. Deci ori cântăreț, ori pictor, orice actor sau orice, dacă are în suflet, se vede, foarte mult se vede. Și atunci își expune calitatea sufletului pe tavă celorlalți care sunt deschiși, buni receptori pentru a asculta sufletul artistului. Exact așa. Ce studii? Ați făcut ceva studii pentru? Sau doar în liceu? Sincer, nu. Nu am făcut studii speciale pentru muzică sau pentru pictură. Nu. Nu am făcut niciun studiu special. Pur și simplu. Am făcut doar școala primară, școala gimnazială, liceu. Doar liceu. Aici m-am oprit. Nu am mai putut continua cu facultate sau alte lucruri pentru că, nu știu, eu am considerat pentru mine că mi-e ok și mi este suficient. Poate că am făcut o greșeală. Pot să zic că poate am făcut o greșeală aici pentru că puteam să continui. Să continui mai departe. Chiar am avut posibilitatea, nu zic că nu, doar că alegerea a fost a mea cel mai mult. Așa m-am împăcat eu cu sufletul. Nu. Normal, atâta timp cât nu faci rău la nimeni, este cel mai bine să faci ceea ce vrei să faci, că atunci iese calitate. Așa este. Din partea părinților, v-au spus aceasta nu este o meserie să cânți să... sau v-au îndrumat pe altă cale să mergi acolo unde îți spun eu că acolo trebuie să mergi, să faci lucrul acela care eu vreau să-l faci? Da, ce pot să spun, aceste... din partea părinților nu a fost absolut nicio problemă de genul acesta. Adică am fost lăsat liber, să zic,
într-o oarecare limită. Ei au văzut că eu sunt capabil și mă descurc și fac ce fac eu, fac bine. N-au venit să-mi spună, nu fă asta că faci rău. Dacă făceam rău, cu siguranță veneau și îmi spuneau. Pentru că, da, veneau și îmi erau alături, adică nu pot să zic că nu. Deci m-au sprijinit. M-au sprijinit, nu pot să zic că nu. Le mulțumesc pentru asta. Nu v-au interzis? Nu am avut interziceri, nu, de niciun fel. Nu-și doreau să te vină. Lor le plăcea că eu cântam, mergeam la biserică, eram prezent fiecare sărbătoare. Ba chiar am fost și, începând din clasa a noua, practic eu singur am avut propriul buget. Eu singur aveam bănuții mei, mă întrețineam singur, el deja eram practic cântăreț la o biserică deja, dintr-un sat alăturat, să zic așa. Și atunci eu mă descurcam singur, ba pe cât posibil încercam să-i ajut și pe ei mei, pentru că nu aveau, cum să zic, o situație financiară foarte, foarte bună pe atunci. Dar m-am descurcat singurel și am fost cântăreț la biserica respectivă, biserica unde e preot Bute Titi, pentru asta îl salut acum în emisiune, un preot extraordinar, tânăr, cu oamenii foarte, foarte bun duhovnic, să zic așa, și chiar am avut o relație foarte bună cu dumnealui timp de ani buni de zile. Am terminat și liceul și tot și ani foarte buni am fost în zonă. Să vedem noi cum ați ajuns prin tot ceea ce spuneți la ceea ce dorim noi să studiem în această emisiune. Educație. Deci ați avut o educație, un anturaj care v-a îndrumat și v-a educat religios, pentru că intrând într-o biserică și cântând acolo, automat ați avut anturajul potrivit pentru a fi un copil cu minte. Da, putem să spunem și lucrul acesta, dar într-adevăr nu poți să mergi la biserică. Deci un copil cu minte merge la biserică, dar un copil năzdrăvan probabil că nu-l interesează acest aspect. Da, ca să zic așa, ce-am, prin clipele pe care am trecut eu și momentul în care eu mergeam la biserică, eram mai mic sau din ăștia, pot să zic că timpurile de atunci, de acum câțiva ani buni în urmă, era mult mai respectat un pic biserica față de acum. Da. Vorbesc de anul ăsta, 2022, 2020, 2021. Lumea începe să se cam lase de lucrurile astea. Vin la biserică îmbrăcați fel și fel. Da, deci nu și cunosc. Cu îmbrăcăminte și te duci și mesteci gumă la biserică. Nu mi se pare un lucru frumos. Sau să stai așa sprijinit într-o ușă la biserică. Iar nu e un lucru bun. Te duci la biserică să te rogi, să nu neapărat să fii un foarte bun credincios, că nu trebuie să dai dovadă la cineva că tu ești nu știu cine mai mare. Da. Dar te duci la biserică cu frică de Dumnezeu. Dacă nu, stai acasă și roagă-te cum vrei tu acasă. Dar la biserică e bine să te duci pentru Dumnezeu. Există un anumit comportament care trebuie învățat de undeva. Nu știu, probabil că ar trebui să vină un preot, părerea mea, un preot în fiecare grădiniță, școală, să povestească puțin, nu neapărat să facă ore de religie, că la orele de religie se vorbește exact despre programa respectivă pe care o are domnul profesor de religie. Dar să vină să discute pur și simplu, să-și facă un proiect, nu știu, poate își găsește timp un preot să vină prin școli și să explice și să învețe copiii cum ar trebui să ne comportăm în biserică. Pentru că și aceasta este o educație. Deci atâta timp cât un preot vine și ne spune ce trebuie să facem, ce nu este frumos să facem, este, dezvoltă anumite capacități și atitudini a viitorilor maturi. Pentru că copiii atunci absorb foarte mult. Aș vrea să vă întreb dacă ați avut atât de multă susținere
și ați găsit oamenii potriviți care v-au îndrumat spre muzică. Cam cum credeți că ar trebui să fie educați copiii noștri în domeniul acesta în care noi vrem să ne găsim o meserie sau trebuie să-i obligăm, să nu-i obligăm, să ne exprimăm dorința, să-i îndrumăm atâta timp cât ați avut îndrumare pentru muzică și v-a plăcut, ați mers înainte. Da. Aici, ca să spun așa, îndrumarea și toate lucrurile vin întotdeauna de la părinte. Vin de la părinte și de la, cum a spus dumneavoastră bine, de la cei apropiați. Gen în cazul meu, care au fost și m-au ajutat cu muzica și au descoperit talentul nașii mei, își au un rol oamenii aceștia foarte, foarte important, pentru că te ajută să te dezvolți, îți explică frumos, te îndrumă cum trebuie și îți spune aici e bine, aici nu e bine. Au văzut ceva, deci anturajul respectiv și oamenii care au fost primii care v-au îndrumat, au văzut ceva acolo, în copilașul acela, ceva care există. Și atunci ei au început să-l îndrume, pentru că copilul ce vrea să facă atunci când este copil? Să se joace. Da. Nici de cum nu-și dă seama de calitățile pe care le are. De aceea, societatea, oamenii apropiați, părinții, anturajul în care ne aflăm, ne dezvoltă foarte mult aptitudinile noastre. Sunteți fericit că v-ați ales această opțiune, această, să zic eu, profesie, dar nu este profesia dumneavoastră. Deci, faceți în timpul liber. În timpul liber, dacă fac așa ceva, da, îmi dedic timpul și pentru servici, și pentru familie, și pentru muzică, că nu poți să trăiești și să faci ceva și să nu exersezi sau să nu vii cu ceva îmbunătățiri. De fiecare dată încerc să împac pe toată lumea, să zic așa vorba. Deci, aceasta este hobby. Da, este un hobby, da. Și profesia? Ce profesie aveți? Păi, profesie specifică, specială, să zic așa, nu am o profesie fixă. Eu momentan lucrez, am un serviciu stabil în oraș, pe partea de electrician, să zic așa, da, electrician constructor. Am o diplomă în acest sens și lucrez la fabrică. Sunt foarte mulțumit, dar viața știți cum e, în viață nu știi ce ți-aduce ziua de mâine. Credeți că aveți destul timp pentru a vă arăta dragostea pentru copii? Sincer să vă spun, consider că am timp destul, dar uneori consider că nu am timp destul. Pentru că cel mai mult timp îl petrec la servici și îl petrec cu, să zic așa, cu ce mă ocup eu cu muzica. Sunt chemat la diverse evenimente, fie ca DJ, fie ca solist vocal, fie tot pachetul, să zic așa. E greu să merg și la servici, să vii acasă. Este. Deci, practic, timpul care îmi rămâne disponibil îl petrec cu familia pe cât posibil de mult. Și, sincer, îmi doresc să petrec și mai mult timp, pentru că o parte din timp lipsește. Copiii cresc și... Cam ce credeți că ar dori copiii? Acum sunt mici, nu realizează. Acum sunt mici. Copiii își doresc cât mai multă joacă, cât mai multă afecțiune, cât mai mult timp petrecut cu ei. Orice secundă vor să te joci cu ei, non-stop, la tot pas. Este bine să le arăți cât de mult îi iubești sau nu? Da, este foarte bine și un lucru foarte important în familie. În familie e un lucru foarte important. Ce ar putea să dezvolte? Vă dați seama, copilul când se simte iubit,
altfel te vede, da, altfel percepe situația, altfel înțelege situația. Se dezvoltă armonios din toate punctele de vedere. Se dezvoltă armonios, într-adevăr. Da, se vede pe fața lui, pe toate lucrurile pe care le face. Exact, exact. Și ajunge un om matur în care, dacă s-a simțit iubit în copilărie, ajunge cineva. Exact, exact. Ajunge departe și altfel, cum să zic, altfel are stăpânirea asupra lui, o stăpânire de sine. Altfel se simte. Când el primește afecțiune, iubire și tot. Asta este un lucru foarte important, după părerea mea, acest lucru este, în primul rând, iubirea. Și după aceea, dacă noi mergem și ne jucăm cu copiii, credeți că altcineva s-ar uita la dumneavoastră și ar zice, ia uite, se joacă cu copiii, odată în mintea copiilor? Da, aici intervin. Sunt multe persoane care percep lucrul ăsta greșit sau o ia într-un cuvânt rău, să zic așa. Dar nu pot să fiu în locul lor și să zic că e bine sau rău, că nu știu prin ce a trecut omul ăla sau de ce s-ar putea manifesta așa, să spună despre mine că eu mă joc sau că am dat în mintea copiilor. Nu pot să zic despre el nimic, e problema lui. Dar părerea din punctul meu, sinceră, din punctul meu copii. De vedere, ca să te joci cu copiii într-un loc public sau știu eu oriunde și să fii în prezența tuturor, eu zic că nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun. Este un lucru care, în momentul în care te apropii de copil și intri în mintea lor, deci ei, dacă văd că tu te joci cu el, copilul te preia ca și cum ai fi prietenul lor. Exact, exact. Și asta este un lucru foarte important. Prietenia, iubirea. Ia uite cum ajungem să trecem prin etape în educație. Cel puțin, când sunt mici, ei au nevoie de lucrurile acestea. Da, pentru că ajung la vârsta când vor fi ca mine sau, mă rog, și atunci nu vor mai fi același farmec. Clipele astea sunt clipe unice, momente unice. Și atunci trebuie să profităm la maxim. Mai ales acum, până la 7 ani, sunt cei mai dulci. Da. Deci așa nici este. Nu știi ce să le faci. Năzdrăvan, dulci, deci iei, să te joci, să îi învârți, să îi pupi, să vadă cât de mult te iubești. Exact. Asta exact. Este un lucru foarte important. Dacă greșesc. Da, greșesc. Cam cum? Greșesc. Ei sunt mici, greșesc fără să vrea. Pentru că ei nu conștientizează încă la vârsta lor multe lucruri. Și atunci încercăm să-i luăm de mânuță. Așa e bine, așa nu-i bine. Pentru că, de fapt, noi suntem adulturi. De ce ai lovit-o? Că nu, îl avem pe Matei, îl mai mic, de 1 an jumate, și se duce la soră sa, fiind de 3 ani și un pic, trage de păr, trage de mânuță, o lovește cu fel și fel de lucruri. Dar acum noi încercăm să-i explicăm frumos. Matei, nu-i bine așa. Da. Câteodată te mai enervezi. E drept, asta e o greșeală noastră, a părinților, că nu e ok. Dar încercăm să le explicăm că nu-i bine, să nu mai facă, să... Deci totdeauna, pentru că atâta timp cât noi suntem adultul, chiar dacă suntem partenerilor de joacă, este foarte indicat ca noi să le explicăm de ce nu este bine să facă anumite lucruri. În momentul în care le explicăm, el va înțelege, din prima. Problema este că nu va vrea să creadă acest lucru și va repeta. Poți să-i spui de 100 de ori și va face exact același lucru. Da. Ce avem noi, ca părinți, nevoie? Păi, în primul rând, trebuie să avem foarte mare răbdare și dacă avem răbdare, învingem tot. Dar câteodată, fiind dat că noi, ca părinți, suntem tineri, soția trage cel mai mult. Vă spun sincer că ea e mamă și ea le trage pe toate, ea suportă tot. Ca să spun sincer, pentru că ea este cel mai mult prezent cu ei. Ideea e că dacă avem răbdare, le rezolvăm pe toate și să încercăm să explicăm de cele mai multe ori posibil să înțeleagă, să fie bine. Și dacă... Când sunt foarte mici, nu ne așteptăm la mari lucruri, pentru că și noi ca părinți la rândul nostru greșim și atunci... Oricum, noi foarte mult greșim în educația copiilor noștri ca părinți. Foarte mult, acum mai mult sau mai puțin, dar greșim. Da. Pentru că la fiecare vârstă vezi lucrurile într-un anume fel.
pe când ai ajuns la 50 de ani, deja te uiți în spate și te gândești, ia uite, acolo nu trebuia să fac așa, nu trebuia să țip pe copil, nu trebuia să-l bat, pentru că atunci în copilăria mea erau bătăile rupte din rai. Deci eu nu sunt de acord cu această pedeapsă. Mai degrabă aș vrea să îi dovedesc copilului că se poate câștiga ceva și fără pedepse și fără să faci lucruri ne la locul lor. Și toată lumea greșește și trebuie să învățăm. Exact. Aici pot să intervin nu cu violența, nu cu urmele lăsate pe copil, rezolvăm situația. Pentru că el în timp rămâne cu chestia asta. Deci nu-ți memorează așa repede un lucru bun pe cât ți-l memorează pe lucrul ăla rău. Da. Și atunci de ce să faci? Într-adevăr greșim, că și noi mai, îi mai dăm o palmă simbolică, îi mai... No. Ca și părinte când e mic, încerci să aplanezi cumva situația când lucrurile se înrăutățesc așa. Dar nu cu violența. Deci, violența, eu consider că în familie violența nu și-are rostul. Da, nu și-are rostul. Deci noi încercăm să educăm copiii într-o manieră constructivă, fără violență. Exact. Și trebuie să găsim modalitatea necesară pentru care se potrivește oricărui copil, pentru că fiecare copil este unic. Da. Și nu merge același comportament la toți copiii. Deci aceeași recompensă, aceeași pedeapsă sau numim pedepse, dar pedepse acum nu, poate fi nu astăzi nu te uiți la televizor, că de regulă nu se prea explică. Da, nu se pot aplica oarecum pedepse, dar la copii foarte mici care da, abia sunt la început, nu prea conștientizează și degeaba îi pui tu pedeapsă și încerci să... că el tot nu va înțelege cum trebuie. Dar când copiii ajung la o oarecare vârstă și încep să înțeleagă mai bine lucrurile, atunci da, se pot aplica pedepse, ca să zic așa. Pentru că pedepse poate am avut fiecare dintre noi când am fost mici, oarecum să zic așa, am avut. Și atunci, nu știu, acum trăim alte timpuri. Da. Alte timpuri și atunci nu putem să ne întoarcem în trecut, să aplicăm aceleași reguli, aceleași lucruri pe care le-au aplicat părinții noștri, să spun așa. O parte din ele poate le aplicăm, dar o parte nu. Credeți că este important educația care am primit-o noi în familia noastră, ca și copiii, și ne duce pe un teren în care noi, când avem copii, repetăm aceleași... În unele situații, poate că repetăm. Dar poate asta nu să zic că te-ai gândit un trecut că ai pățit și că trebuie să aplici și tu. Poate asta îți vine din instinct, pe moment, da, ceea ce trebuie să faci. Dar... eu consider că nu e bine să repetăm lucrurile care s-au întâmplat în trecut de la părinții noștri, să le repetăm pe copiii noștri. Poate au fost, nu, lucrurile bune, da. Lucrurile bune putem să le aplicăm. Dar ce a fost rău pentru noi, nu e bine să aplicăm mai departe. Să... De ce? Păi, pentru că, în primul rând, cred eu, ne simt... anumite lucruri care le-au făcut părinții noștri ne-au afectat pe noi. Da. Aici pot să vă dau dreptate, da. Poate și sunt lucruri pe care le-au făcut părinții noștri. Exact. Cum ne-am simțit și dorim ca noi să nu repetăm greșelile lor. Exact. Copilul nostru nu vrem să pățească și să se simtă la fel cum ne-am simțit noi când eram copii. Dați dreptate. Da, așa este. Vă dau dreptate. Nu trebuie să ajungem la gesturi, la lucruri care s-au întâmplat în trecut, pe care noi ca și copii le-am văzut la părinții noștri și poate n-au fost și nu sunt ok. Nu. Nici nu trebuie să pomenim de așa ceva și nici nu trebuie să aplicăm mai departe lucrurile de genul. Omul din greșeli învață.
Sigur că da, nimeni nu s-a născut învățat, tocmai de aceea există educație și depinde de anturajul în care și chiar dacă poate mulți dintre noi am avut o copilărie mai grea, să zic așa, sau știu eu, cu situații neplăcute în familie sau nu trebuie să ne afecteze prea mult. Poate pe noi ne-a afectat, poate am fost un pic traumatizați, poate am fost un pic la momentul respectiv. Dar, cum să zic, noi trebuie să mergem mai departe și să luăm numai lucrurile care au fost bune. Lucrurile mai puțin bune din copilăria noastră. Credeți că rezolvă o problemă în aceste timpuri? O parte din problemele care au fost în trecut, din punctul meu de vedere, pentru aceste timpuri acum, eu cred că, da, rezolvă o mare parte din probleme, în sensul că să nu le aplicăm, să nu le folosim. Atâta timp cât noi suntem liniștiți, vedem lucrurile altfel, suntem în alte anturaje, vremurile s-au schimbat și vedem altfel lucrurile, auzim alte lucruri, se tot studiază și cu educația. Dar ce este mai important în educație? Păi, în educație cel mai important, ca să zic așa, un lucru pentru mine este să fiu un pic disciplinat, să fii, părerea mea, să fiu un pic. Și cine ne ajută să fim disciplinați? Păi, ca să fii disciplinat, din punctul meu de vedere, consider că dacă tu înveți și din bun și din rău, atunci trebuie să te numești un pic de, cum să zic, autodidact. Dacă ești un pic autodidact, atunci ai un pic de autoritate și știi cam cum ar trebui să faci lucrurile. Dacă nu, mai greu. Ei, hotărârea, asta am pățit-o eu, nu vreau să o fac, hai să mă autoeduc. Exact. Să nu repet greșelile pe care le-am văzut în jurul meu, indiferent unde le-am văzut, că se poate să fi văzut în vecini sau se întâmplă orice. Și este foarte important anturajul? Da, este foarte important. Anturajul este foarte important. De aceea trebuie avut grijă cu anturajul. Asta e un singur lucru. Trebuie avut grijă. Noi ca părinți trebuie să avem grijă pe cât posibil de copiii noștri. Păi și noi la rândul nostru am fost supravegheați, protejați de părinți și ne-au spus să nu faci ca X, Y, pentru că nu-i bine. Asta e un anturaj prost. Și atunci și noi, la rândul nostru, pentru că și eu am copii, nu vreau să ajung în anturaje proaste. Și cu fel și fel de să fie copii. Da, și încercăm să explicăm dinainte, să știe ce e bine și ce nu. Acum, cum să zic, cursul vieții... Nu se știe niciodată. Deja când copilul crește și ajunge pe la 16-17 ani, deja este adolescent, are personalitatea lui, dar contează cei 7 ani de acasă? Eu zic că contează mult. Copilul nu neapărat trebuie să aibă o educație, să spun eu așa, exemplu, un exemplu maxim, excelent, wow, ce copil, nu. Acum părinții și-au educat copiii cum au putut, cum au știut, exact. Pentru că dacă vorbim de anii din urmă, de 70-80, deja erau alte timpuri, acum suntem alte timpuri, alte generații. Și atunci contează, cei 7 ani de casă contează indiferent de timpurile pe care le avem, le trăim, contează. Pentru că educația trebuie... Pleacă de acasă. Pleacă de acasă, primul rând de acasă pleacă. Și în primii 7 ani copilul absorbe tot ce vede, exact. Ce îi se spune. Ce pot să spun e că acum, noi zicem cei 7 ani de acasă pentru timpurile astea. Acum de acasă cam jumătate cu ce vreau să spun cu educația primită și din școală. Pentru că copilul, dau un exemplu, copiii de la 3 ani merg la grădiniță.
Deci deja o parte din educație o primește și de acolo. Deci copilul primește și de acasă, primește și de acolo. Și eu zic că e un lucru bun. E un lucru bun. Completat de părinți și de educatori. Deci început de părinți și completat de educatori. Exact, acum, sunt da. Sunt alte sarcini. Deci părinții îl învață pe copil unele lucruri, educatoarea sau la școală învață alte lucruri. Exact, exact. Și atunci trebuie să se păstreze un echilibru. Da, da. Dacă ați avea o grădiniță, ce ați vrea să se întâmple în grădiniță? Ca să fiu acum în locul unui educator, nu știu. Nu, așa. Doar în viziunea mea. Da, în viziunea dumneavoastră, sincer, ce ați vrea să se petreacă într-o grădiniță? Cam cum ați vrea să decurgă lucrurile? Păi nu știu, copiii, dacă merg, dau un exemplu de la copii mici, să zic așa, de la 3 ani, nu știu, e greuț ca să-i înveți acolo la grădiniță ce să se întâmple, nu știu, joculețe pentru copii, fel și fel de lucruri care să-i încânte, să vadă acolo, știu eu, fel și fel de jucării, chestii de genul, povești, cântece, la copii mici, cam asta ar fi. Și învățați lucrurile esențiale de... Cum să se comporte. Cum să se comporte în societate, să spun. În societate, da, exact, în exact. Biserică, în anumite... Da. Lucruri mici, publice, lucruri mici care... Cum de să treacă strada. Mari. Exact. Deci exact. Lucruri practice. Lucrurile care le folosim zilnic. Dacă ei stau și scriu la grădiniță și este un lucru important, totuși e o grădiniță. Da, își dezvoltă și abilitățile. Abilitățile... De cât? Intelectuale pentru ei, pentru vârsta lor, să zic așa. Prin desen, prin scris, prin... Desen. Este foarte important. Dar desenul... Da, desenul dezvoltă imaginația, creația, deci foarte multe lucruri. Da, după părerea mea, ar trebui să fie în grădiniță mai mult joc și mai puțin, sau cel puțin să se întâmple totul ca într-un joc. Exact, exact. Exact. Nu trebuie să ne luăm, cel puțin, zic eu, la grădiniță, cel puțin, nu ar trebui să educatorul să se ia după niște norme metodologice sau știu eu ce. Acolo ar trebui să fie ceva simplu și cred că asta și se întâmplă. Cred că e ceva simplu. Nu am asistat niciodată așa de la o zi întreagă, să zic, un copil, să vedem cum decurge programul de acolo. Dar cu siguranță, mă gândesc că tot așa, prin jocuri creative și fel și fel de lucruri frumoase la copii mici. Este cea mai frumoasă perioadă a unui copil, grădinița, pentru că acolo are ocazia să își dezvolte partea artistică a lui. De acolo deja poți să-ți dai seama ce poate copilul, unde are înclinații și poți să-l îndrumi mai departe, unde crezi, dacă va vrea, dacă îi va plăcea, dacă își dorește. Poate că are mai multe inclinații și nu știe ce să aleagă. Da, într-adevăr, aici deja ajungem la o vârstă un pic mai mare în care copilul trebuie să gândească, nu-i hotărât ce să ia. Și aici mai este o chestie pe care eu cel puțin nu agrez. Nu trebuie părinții să se implice foarte mult în a-i pune copilului pe tavă, vrei, nu vrei, tu trebuie să te duci pe profilul ăla, pe domeniul ăla, că acolo trebuie să te duci. Nu, sunt mulți copii în situația asta care au făcut de dragul mamei, de dragul tatălui sau al părinților, să zic, lucrurile astea, o școală. La mine nu s-a întâmplat chestia asta. Eu singur mi-am ales drumul, am fost îndrumat într-adevăr de nașii mei, mă, hai că merg la seminar, gata. Gata, părinte, mergem la seminar. Dar nu mi-au zis părinții niciodată, nu, tu trebuie să faci lucrul ăla sau... Nu. Nu, eu consider că aici copilul trebuie să își aleagă el singur, pe cât posibil profil. Ok, și ajutat de părinți, dar nu părinții să-i bage pe gât un anumit profil. Nu, doar să-l întrebe ce-i place. Exact, exact. Să-l îndrume, eventual, la ceea ce are talent. Înclinația, da. Dacă își dorește, poate să facă, dar să-i spună. Uite, eu am văzut că ți-e place foarte mult să desenezi, nu vrei să mergem să încerci la un cerc de desen? Exact, pe undeva exact. Sau... Deci, îndrumat. Foarte mult încercăm să îndrumăm copiii. Ca să fii artist, ce
ce presupune? După cum v-am spus, nu mă consider un artist foarte, la un nivel foarte înalt. Sunt mulțumit unde sunt, momentan. Nu zic că nu se poate ajunge mai sus, se poate, dar trebuie foarte multă muncă. Da, trebuie multă muncă. Asta presupune ca să fii un artist talentul, adevărat. Pe lângă talentul pe care l-ai, degeaba cânti, că multă lume cântă. Da. Dar dacă vrei cu adevărat să mergi numai pe profilul ăsta, pe artist, să fii artist, să ai foarte multe concerte, să ai nevoie de foarte multă muncă. Foarte multă muncă și foarte multă investiție, părerea mea. Dacă nu investești și nu ți dai tot interesul, n-are rost. N-are rost nu să... Nu se vede. Exact, exact. Deci exact. Vine publicul. Iar eu prin ceea ce fac, în sensul că sunt mulțumit, adică merg la evenimente și pe partea de DJ și pe partea de solist vocal. Pe partea de solist vocal îmi creez programe cu muzică din repertoriul diferiților artiști. Deci nu am muzica mea proprie momentan. Sper să ajung și la un proiect în viitor apropiat în care să am propriile mele piese și să merg mai departe cu treaba asta de artist. Dar eu dacă merg la evenimente, eu acolo trebuie să fac, nu să zic așa un show, dar trebuie să facă lumea să se simtă bine. Indiferent că el stă la masă, dacă omul stă la masă și se simte bine, trebuie să se simtă bine prin muzică. Acolo de-aia suntem la eveniment. Să ascultăm o muzică frumoasă, să dansăm. Iar la dans trebuie să simți lumea. Bă, la omul ăla sau la oamenii ăștia de aici le place anumitul ăsta gen, genul ăsta de muzică. Trebuie populară. Să capteze atenția. Deci atunci trebuie să merg pe genul ăla. Da. Nu exagerăm cu alte lucruri ieșite din comun, cu, mă rog, dar acolo eu trebuie să fac lumea să se simtă bine. Dacă lumea se simte bine și eu sunt mulțumit, nu mă duc acolo neapărat ca să, vezi, domnule, gata, le-am pus un preț, e ok, sunt mulțumit eu așa. Nu, eu nu mă duc acolo, le-am zis la multă lume, eu nu am prețuri mari și nici nu voi avea prețuri mari. Eu merg să fac ca lumea să se simtă bine, să se distreze, pe cât posibil la maxim și să plec și eu cu sufletul împăcat că am făcut o nuntă, un botez. Da, depinde de eveniment. Asta depinde și de evenimente, într-adevăr, într-adevăr. Educația muzicală are vreo legătură cu educația noastră, deci există anumite legi, termeni? Da, dacă ne referim la educația muzicală, ceea ce se practică, mă gândesc, în școală, spuneți dumneavoastră, vă referiți la școală. Da, dacă studiezi de când ești mic chestia asta, da, de foarte mic, eu n-am studiat chestiile astea cu legi, cu definiții și cu termeni speciali. Nu, eu, cum să mă exprim, mi-a plăcut muzica, s-o ascult, muzica populară și ușoară, pe asta mă și axez eu la ora actuală. Mi-a plăcut mult să fiu autodidact și în chestia asta, adică am prins foarte repede, prind foarte repede după ureche. Nu am făcut o școală specială, v-am spus, nu am... Asta înseamnă talentul. Exact, asta e doar din har, din talentul pe care l-am. Și nu, pe care nu am studiat. Dumnezeu, de fapt. Exact, este exact. Un har care exact, nu toată lumea exact. Are. Exact, exact. Și cum să zic, da, sunt foarte mulți termeni, te duci și cânti cu o formație. Păi bun, trebuie să știi din ce game cânti. Da. E vorba de game, minore, majore. Că nu poți să cânti chiar așa cu o formație, te duci, gata, vreau și eu să cânt. E greu. Omul trebuie să vadă din ce gamă cânti, să știi, dacă știi tonalitatea, gama din care cânti, atunci e mai ușor. Deci dar sunt de mulți simplu. Termeni de învățat. Nu e deloc simplu. Păi aici am vrut să ajung. Nu este simplu. Să nu creadă toată lumea că este foarte simplu, mă duc acolo, cânt și... Gata, este exact, totul... Exact, pe internet eu foarte multe din piesele pe care le cânt, din repertoriul meu, sunt adunate. Ba de la prieteni care mi-au dat și ba de la prieteni cu care colaborez în prezent, un prieten, Criseu îi spune, pot să-i spun și numele, îmi face negative. Deci eu îi cer negative băiatului, îmi face mie negativele din tonalitatea asta și asta și asta. Și atunci îmi adun, îmi fac repertoriu și o parte din piesele am și din online. Găsite, ba din YouTube, ba din
de pe unde am putut să le adun. Dar nu toate sunt pe tonalitatea mea. Deci nu pot să cânt chiar orice piesă care o găsesc din internet, că nu ai cum. Da, da. Dacă sunt piese care le găsesc cu tonalitatea mea și pot să le cânt, atunci o păstrez frumos la repertoriu și transmit mai departe prin programele live pe care le fac pe negative. Dacă nu, nu adun, nu culeg în repertoriu melodii care nu îmi sunt de folos. Deci nu aveți un autor care să vă dea, un compozitor să vă dea o melodie? Nu. Nu, dar v-am spus, urmează să lucrez la... Oricum, sunteți tânăr, aveți timp, puteți face proiecte, totul este să ajungeți în locul potrivit, cu oamenii potriviți. Exact. Și atunci harul pe care vi l-a dat Dumnezeu să se dezvolte, poate găsiți omul care vă face melodia perfectă pentru vocea dumneavoastră. Cu siguranță voi găsi, numai că îmi trebuie foarte mai mult timp decât am acum. Da, mai mult timp liber ca să-l pot dedica pentru viața de artist. E cam greu pentru că și copiii sunt mici acum și, da, și ei au nevoie. Nu poți să lipsești chiar non-stop. Da. Dar sperăm că... poate veni soția să fie împreună, să fie și acolo, să fie în lumea artiștilor, să vadă cum se petrec lucrurile, ce se întâmplă acolo, pentru că este o lume extraordinar de frumoasă, lumea artiștilor. Nu este ca și cum mergi undeva și lucrezi, stai la birou sau sudezi sau mai știu eu ce alte activități. În lumea artistică este o lume fantastică. Este o altfel de lume. Da, întâlnești foarte mulți oameni, mulți artiști frumoși. Întâlnești lume valoroasă, ca să zic așa. Dar acum părerile sunt împărțite. Fiecare și are fiecare părerea lui proprie și nu toată lumea îndrăgește chestia asta. Că fiecare merge pe genul lui, știți cum e. Nu poate să vină la cu rock-ul să îndrăgească un artist de muzică populară. Da, că nu are cum. De asta spun. Sunt, dar artiștii sunt foarte valoroși, sunt ceea ce ne trebuie nouă, ca public, dacă mă refer acum ca public, nouă chiar ne trebuiesc artiști. Pentru că ne este foarte plăcut să mergem la un spectacol frumos, să vedem artiști frumoși care cântă frumoși, frumos, voce deosebită. Să ne încânte atunci, auzul să și ne sufletul. Și auzul și sufletul, clar. Deci eu când merg la spectacole, pentru mine e o altă lume. Eu acolo mă simt bine. Reprezint că joc în piese de teatru, că fac orice alte acțiuni pe acolo, ceea ce stă în calitatea mea și în talentul meu de actor. Fac orice ca actor, orice pe lumea, în lumea scenei. Este o lume de bază. Deci pentru mine acea lume este lumea mea. Cred că fiecare artist. Cum vă simțiți când mergeți și sunteți acolo pe scenă când, și vă privesc zeci de mii de oameni? Emoțiile sunt. Există la fiecare eveniment. Fie că am petrecere mică, fie că mă duc să cânt. Da? Dau un exemplu în față la Casa de Cultură unde am fost prezent. Când cânți publicului, chiar ai emoții și chiar se transmit emoțiile un pic, într-adevăr, prin cântat, prin, mă rog. Dar din punctul meu de vedere, nu știu, eu bucurie aparte când vezi atâta lume că vine și te aplaudă, te filmează și adică te simți, îți dă o energie foarte, foarte, da, e o energie aparte, ca să zic așa. Este o lume extraordinară. Sunt sentimente unice, ca să zic așa, fiecare le trăim în felul lui. Da, pentru noi asta este important, ca și cum pentru alții au alte lucruri de făcut. Dar, în orice caz, pentru mine, pornind de la lumea scenei, să ajung undeva într-o lume de bas, acolo și la grădiniță, de exemplu, copiii tot într-o lume de bază se pot simți. Dacă pleacă de acasă, de la părinți, cu gândul că este atât de frumos la grădiniță și atât de multe lucruri poți să cunoști.
Atât de multe lucruri poți să faci. Copilul vine cu zâmbetul pe buze. Copilul trebuie încurajat și de acasă când pleacă. Părerea mea, nu poți să pleci supărat de acasă sau să iei copilul repede. Hai mai repede, hai cu nervi sau cu supărare. Nu, copilul trebuie pregătit frumos, explicat frumos. Hai să mergem acolo, că acolo, cum a zis dumneavoastră, e o lume de bas frumos, poezie, cântece. Da, da. Și atunci altfel îl încânți pe copil. Deci trebuie un anume moment de educație plecat de la părinți ca să accepte grădinița, da, și să simtă că nu este abandonat acolo. Pentru că, din păcate, unii copii simt că sunt abandonați. Acesta este lucrul care el nu-l înțelege. Dar se obișnuiește foarte repede. Dacă părintele îl ajută, educatoarea îl ajută, întâlnește copii. Într-adevăr, acum pot să intervin. Poate părintele îl duce foarte bine la grădiniță, vesel și din ăștia. Mai sunt și momente la educatori, când poate nu au starea necesară sau ziua prea bună ca să ofere tot ce au ei mai bun pentru copii. Mai sunt și situații în care și copiii poate să se simtă un pic mai diferit, mai... Acum depinde. De regulă, educatoarea cam își lasă problemele la ușa grădiniței. Acum nu zic, nu generalizăm, dar sunt cazuri. Sunt cazuri în care nu. Acum, într-adevăr, știți cum se zice și la artiști, că trebuie să-ți lași toate problemele acasă. Pe scenă, chiar dacă tu ești trist, trebuie să fii vesel, să-ți dai ce e mai bun și... Da. Da. Dar uneori sunt situații mai... Ce putem face cu copiii? Dacă vedem că a venit, de exemplu, acum o să vedeți ce o să faceți când o să aveți copiii la școală. Dacă vine de la școală și zice, am luat o notă mică la extemporal. Nu știu, aici ce pot să zic e că mulți părinți poate fac greșeala. La mine nu a fost cazul. Chiar dacă am luat note mici în copilărie la școală, nu a venit mama să-mi zică, că de ce ai luat tu suficient la matematică și ăla au luat foarte bine? Cum tu, de ce n-ai putut sau? Nu, părinții mei n-au fost așa. N-au făcut După comparații. Cum v-am spus, am fost autodidact. De mic am început să fiu singur pe cât posibil să răspund singur de problemuțele care ar fi la școală sau din ăștia. Nu trebuie să ne comportăm ciudat cu copiii și să țipăm la ei, să le spunem că de ce l-au luat nota mai mare și tu nu ai luat-o și deci să-l batem. Deci asta este o comparație sau... nu, facem care nu comparație este bună pentru, pentru că copil. Unui copil îi place mai mult matematica, unui copil îi place mai mult română și atunci... Dar trebuie încurajat. Trebuie încurajat și spus, bine, nu e nicio problemă, hai să mai învățăm, hai data viitoare luăm și noi foarte bine. Da, sunt lucruri care se întâmplă și la ora actuală. Da, sunt multe lucruri pe care noi, ca părinți, le învățăm din mers. Nu le știm. Nu avem o școală specială pentru a fi părinți. Și dacă simțim copilul, atunci știm că nu este bine cum ne purtăm și hai că trebuie să fac și eu un fel de garda jos. Să-mi las orgoliu și toate, să nu spun eu sunt părinte, tu să faci așa cum zic eu, nu? Trebuie doar să vorbim cu copilul și să spunem, am greșit. Poate nu trebuia să-ți dau o palmă sau poate că nu trebuia să procedăm la lucruri de genul, dar trebuie să ne cerem scuze oarecum, într-o oarecare măsură, să încercăm să aplanăm situația cât mai bine, să copilul să nu simtă că totuși ai ridicat unul la el sau l-ai lovit cu pălmuța sau știu eu ce. Poate el atât a putut în momentul respectiv. Da, exact, exact. Exact ca și un artist pe scenă sau... Clar, se poate întâmpla și unui artist să se blocheze dintr-o dată sau... Da, sunt lucruri. Depinde, de aceea trebuie să fie liniște, fără stres, cât se poate, că nu se poate fără stres, dar dacă avem liniște în suflet... Știm să-l oferim, este în regulă. Exact. Atunci ne vedem cumva lucrurile constructive și putem să arătăm ceea ce putem de fapt.
Ce fel de părinte sunteți? Sau ce fel de părinte ați vrea să fiți? Pot să zic că în prezent, la întrebarea asta ar fi putut să răspundă soția mai bine. Pentru că ea poate mă vede altfel sau fiecare, no, ne vedem altfel în, în ochii noștri. Dar ce pot să zic este că mă consider un părinte, ca să spun în termeni actuali, ok, mă consider un părinte bun. Aș putea să fiu și mai bun, recunosc chestia asta, dar e, și la mine, ca la orice părinte, depinde de starea în care mă aflu, depinde, sunt mulți factori care te fac să devii uneori, în anumite zile, poate un pic mai bun, un pic mai rău, în sensul că mai rău, că nu ai, nu dai atât de multă afecțiune copiilor sau soției sau lucruri de genul. Dar eu mă consider un părinte ok și sper pe viitor să fiu la fel de ok și să îmi pot întreține familia și să, cum vedeți, și să fim sănătoși. Că educația ca părinte în comparația cu educația primită în copilărie. Ce vedeți? Păi, ce pot să zic e că nu pot să zic că aplic o educație deocamdată. Ca să zic așa, educația e la fel ca cea din copilărie pe care o pot oferi copilului meu. Doar că trăim timpurile de acum și trebuie să ne mai actualizăm puțin față de cum am fost eu învățat vremurile atunci. Sau, da, se mai schimbă lucrurile și acum, vedeți, noastră, și, și tehnologia a intrat un pic, să zic așa, sub controlul avem acces copiilor, mai mult. Nu pot să zic al educației, dar tehnologia deja a intrat un pic. Vedeți, noastră, și la școală, copilul e ajutat și de tehnologie în educație. Ei se dă o tabletă pe care învață cu aplicații sau fel și fel de lucruri noi. Deci primește și de la școală o educație prin tehnologie. Este foarte important tehnologia. Este importantă, dar să o folosim la momentul potrivit și când trebuie. Copii, că, da. Acum, dacă ne referim strict la copii, să le punem telefonul în față, e foarte ușor, copilul imediat prinde, gata. Și dacă îl înveți așa, numai cu telefon, numai cu tabletă, numai cu lucruri de genul din tehnologie, atunci nu e prea bine pentru el. Pentru că și eu, în educație, un rol important, părerea mea, e că și l-are și un rol important și l-are, nu știu, activitatea fizică, să iasă afară. Și chestia asta face mult în educație. Copilul să iasă afară, la joacă, nu să stea pe tehnologie. Că din tehnologie înveți, dar înveți la o anumită vârstă. Dar când ești mic, cum am eu copii acum, de exemplu, să-i stric numai în tablete și în asta, nu, de la nu ce exagerăm. Ar fi bine totuși să, cu program. Cu program. Să se ocupe de... Păi, din momentul în care el, cum să zic așa, știe, ajunge la un nivel în care conștientizează singur că trebuie să stea afară, să se joace cu copiii, să... Să facă și sport. Da, supravegheat, bineînțeles, o perioadă și după care lucruri. Putem să lăsăm și singur, dar cu un anumit programel acolo. Să... Nu. No. Deci de tot cât. De la părinți pleacă educația. Da, da. La controlul, pleacă. Chiar dacă copilul vede sau nu vede controlul care e... Exact, părinții controlează absolut tot. Da, deci de acolo pleacă educația celor 7 ani de acasă. Este foarte important. Aș vrea să îmi spuneți acum, pornind de la copilărie, de la tinerețe, de la anumite lucruri care s-au întâmplat în viața dumneavoastră până acum, ce anume ați putea să formulați? O învățătură de minte, așa, dacă ați putea formula, sau un sfat pe care l-ați putea da părinților, de exemplu, în legătură cu educația, în educația și arta de a fi artist.
Deci ne referim, facem referire la artiști și educație. Da, aș putea să dau un sfat celor care ne urmăresc în emisiune. Ca și părinte, pot spune că eu singur îmi aduc copiii acasă, nu-mi aduc absolut altcineva, nimeni. Dar fiecare părinte ne educăm copiii cum știm mai bine, deci nu pot eu să mă duc la cineva și să spun ceva că învață-ți copilul așa, 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 nu. Fiecare părinte trebuie să-și învețe copilul în felul lui unic, pentru că și copilul e unic și atunci el ca și părinte își învață copilul cum știe el mai bine. La fel procedez și eu. Și de aici și sfatul că să fii un părinte bun și să-ți educi copilul nu trebuie neapărat să te iei după anumite reguli, după anumite legi, să te gândești în trecut, să nu, nu. Totul trebuie să vină pe moment și să vină din suflet. Și cu multă răbdare, ce să zic, ajungi să... Deci, practic, la... sfatul dumneavoastră da. Pentru părinții care se uită la noi acum este răbdare. Răbdarea, în primul rând răbdarea și să, să facă cum conștientizează el mai bine, după bunul plac, după, din toată inima. Să nu facem după ce au, după XY că ne zice sau nu trebuie să ne luăm după altcineva. Eu zic că trebuie să ne iubim copiii. În primul rând. Să avem răbdare cu ei pentru că noi suntem adulții. Și uite așa, mergem treptat prin toți pașii educației și pașii vârstelor. Înaintăm în vârstele importante la care... Și ei, ca și copiii noștri, ajung și ei părinți. Vă mulțumesc că ați venit în emisiune. Poate mai ne întâlnim să vă și auzim cântând. Și mi-ar face o mare plăcere să aduceți cântece din zona dumneavoastră de unde veniți, din Moldova, pentru că avem și aici, în Hunedoara, foarte mulți moldoveni, ca să zic așa, veniți. Nu aveți accent deloc de moldovean? Am accent, pot să zic, de moldovean. Eu, de fapt, m-am născut de la origini direct, ca să zic așa, în județul Vaslui. Sunt născut în orașul Huș, județul Vaslui. Nu am copilărit acolo. Acolo a fost întâmplarea de a mă naște. Acolo erau părinții mei la bunici. Dar... nu știu ce să zic legat de accent. Eu consider că am. Acum... Deloc. Deci ca și cum ați fi de foarte mult timp în Hunedoara. Aveți chiar accentul de hunedorean. Oarecum. Vă mulțumesc pentru emisiune. Vă mulțumesc și eu și cer scuze telespectatorilor, celor care se uită la noi, poate am zis ceva greșit, poate nu vreau să pară că am zis-o cu răutate sau nu. Am spus strict părerea mea și sperăm să ne auzim și să ne vedem și la alte emisiuni frumoase alături de noastră. Vă mulțumesc și eu. Păi, în această emisiune vorbim părerea tuturor. Sinceră și vrem să aflăm fiecare ce gândește, indiferent din ce mediu vine. Artiști, părinți, educatori, psihologi, oricine. Este bine să vedem și să ne întâlnim cu orice situație. Sfatul meu este, iubiți-vă copiii. Atât timp cât sunt ei mici, au nevoie de foarte multă iubire și de foarte multă răbdare. Vă mulțumesc pe data viitoare. La revedere!